mult timp din viața mea mi-am petrecut-o pe pârtile de schi. Am schiat pe peste tot în lumea asta, însă niciodată n-am fost cu mașina de concurs pe pârtie. A fost prima dată, a fost prima ocazie. Mulțumesc Arena Platos pentru evenimentul de astăzi. Este incredibil. To ride on a fresh prepared frozen slope with a proper rally car is incredible. It's so much fun. Last year we took the time, me and the snowmobile and Sabi in the rally car. And this year we said we need to have the same chances. So everybody needs to use both vehicles. And I knew Sabi is a very fast and well known rally driver and I have only basic rally knowledge. Chiar merge, jur. Și acolo în spate, prin pădure, pe virajele alea o pune de-a latul și simte că știe, are motocross, are snowmobile, are tot. Și o duce așa de-a latul și se aude motorul. Is now perfect for winter, has very long spikes and therefore has a very good traction on the snow, so there is not really much of an advantage for the snowmobile anymore. Manșele de concurs din cadrul revanșei de astăzi au constat într-o urcare și o coborâre pe pârtia de sănii, odată la volanul mașinii de concurs, odată la ghidonul snowmobilului. Fii atent pe viraj, da? Eu personal n-am fost destul de rapid pe snowmobil, n-am reușit să mă dedic, să intru în jocul lui. I knew I need to go for the top speed because in the curves the snowmobile wasn't really going fast today either. Used this normally in deep snow. It's also high up, so that's why it is not very stable on that kind of conditions that we have here. It has almost 200 horsepower, so it's a very powerful, and therefore you need to control the power. And you have only a rear brake, so if it's slippery like today, then you cannot really brake because you're missing the front wheel, like we have here in the car. Ești bine, ești bine. Ai venit bine. Da.
Erai acolo. Da, era trag pom și nu știu, nu știu. For a good speed, definitely above 100 kilometers per hour. I wanted to go inside on the curve, and I realized it's not holding. I'm losing the traction. I'm losing control, and so I could either risk and continue and maybe hit the tree or the Radtrack, or take a safe line out. I said, okay, it's not worth risking. Martin a avut o greșeală destul de mare în ultimul viraj. Asta a făcut ca timpul meu realizat cu mașina să fie suficient de bun încât să-l înving în clasamentul general. Mașina pe care am folosit-o astăzi este o Skoda Firebird 5, un model de top în campionatele internaționale și campionatele naționale de raliuri, mașină cu o transmisie 4x4, cutie secvențială în 5 trepte, aproximativ 260 de cai. Și ce a fost foarte special astăzi au fost anvelopele speciale pentru zăpadă și gheață, care ne-au ajutat foarte mult și ne-au grăbit traseul spre pe munte în sus. It's an 850cc two-stroke engine, very light, less than 200 kilos, and about 200 horsepower. Last year I was faster, and this year maybe has a bit of an advantage.